Au curs râuri de vin în acest sfârșit de săptămână la Valea Călugărească, unde a avut loc festivalul dedicat acestei licori bahice. Cunoscătorii s-au întrecut în degustarea de vinuri din Podgoria, Dealul Mare, în cadrul unui concurs de specialitate. Punct de vedere al mirosului, este un vin corect, specific soiului. Mirosul, o aromă de asemenea foarte plăcută, specifică soiului din care face parte, fără defecte. Iar din punct de vedere, al gustului, este un vin demi-dulce. Anul acesta am avut de evaluat 50 de probe de vin din Podgoria Dealul Mare, de la producători particulari și producători consacrați, crame consacrate, din recolte recente, de anul trecut, 2011, cele mai multe, dar și din ani mai vechi, 2009 și chiar și 2008, și câteva vinuri speciale din 2004. Din câte știu, aceste vinuri sunt secrete, adică... E adevărat, la un concurs de vinuri, sigur, se asigură secretizarea probelor, astfel încât degustătorii experți care evaluează vinurile să nu știe decât numărul probei și anul de recoltă. Festivalul de vin de anul acesta a fost așteptat cu nerăbdare de prahovenii care au venit chitiți să-și umple beciurile cu vin bun. Foarte bun, dar oricum este mai gustos, ba la unul, ba la altul, deci începem să degustăm așa, nu mai știm ce vin. Dar oricum, vin foarte bun. Care foarte ați gustat? Bun, Fetească Neagră și prietenii mei, Otonel. O să cumpărați sau da, doar degustați? Nu, cumpărăm. Cam cât? Cât? 50-60 de luăm astăzi. Cam așa, dați în fiecare. Da, că adunăm camarazi și din alte părți și luăm și de aici și venim. E bun. Venim în fiecare an aici de 4-5 ani. Și cu toate că vinul a fost pe gustul clienților, producătorii nu au avut clienți așa de mulți cum și-ar fi dorit. Mai bine îmi convenea să am cantitatea de anul trecut și prețul de anul trecut, decât cantitatea de anul ăsta și prețul de anul ăsta. Au fost, anul trecut au mers sucuri în jur de 1,50 lei, anul ăsta au mers în jur de 2 lei. Dar n-am acoperit cheltuielile, deci mult mai puțin. Sucurii foarte ușori, n-au avut apă, au un zahăr bun, este un vin de calitate super. Cât e litru? Litru de vin e 6 lei. Și timpul ne ajută, și marfa, cred eu că e destul de bună, nu? Și la preț accesibil, producătorii, e mai nasol decât aici la noi care suntem, toți suntem din sat de aici, din comună. Mustul s-a făcut? Da, am. Și vor oamenii must? Vor. Sincer să fiu, nu știu, poate mai târziu, că ieri n-am avut. Festivalul vinului de la Valea Călugărească se desfășoară de 11 ani consecutiv.